Colaborarea începută la sfârșitul anului trecut între Centrul de Zi din Dumbrăvița și Căminul de Bătrâni Nur continuă și în acest an. În spiritul tradiției românești, de 1 martie, copiii Centrului de Zi au oferit mărțișoare, realizate chiar de către ei, doamnelor de la căminul situat pe strada Mihai Eminescu. Gestul lor sincer a fost răsplătit cu îmbrățișare, dar și cu dulciuri pregătite de administratorul Tariq al Samnah și echipa de asistente. Este un gest foarte frumos. Noi ne bucurăm foarte mult de această colaborare. Este un... E un lucru frumos, cum pot să zic. Nu mă pot exprima de când văd... chiar ca sunt emoționat când văd copii vin la bătrânii și bătrânii se bucură de aceste lucruri frumoase pe care se întâmplă. Noi ca centru de bătrâni din Dumbrăviță ne bucurăm de această colaborare și vom colabora în continuare eu cu soția mea, care chiar ne place și dorim acest lucru să se continue și să fie în continuare. Stați de foarte mult timp în România. Cum vi se pare această tradiție, poate unică în Europa? Este și este o tradiție frumoasă. Eu sunt chirurg plastician, am terminat aici facultate și sunt niște tradiții enorm de frumoase care nu există în alte țări, că am mai fost în alte țări, în care nu au aceste lucruri frumoase, în care se face să se apropie copii de oamenii care sunt în vârstă și de părinți și de... Adică, un lucru frumos, un lucru care e rar că să se mai întâlnește și în alte țări. Delegația copiilor a fost condusă și de această dată de către Alina Lozici, directoarea centrului, cea care se dedică trup și suflet pentru instituția din Dumbrăvița. Pentru că se apropie primăvara și, așa cum ați spus, ziua de 1 martie este simbolul, vestitorul primăverii, iar tradiția românească ne dovedește că în data de 1 martie fetele și femeile primesc mărțișoare în semn de bucurie, de prosperitate. Copiii de la Centrul de Zi din Dumbrăvița, în cadrul serviciilor de socializare și de recreere, au organizat prin atelierele de creație, sub supravegherea doamnelor pedagog, au confecționat mărțișoare din ipsos, în diverse forme simbolice, pe care le-au pictat folosindu-se de creativitatea și imaginația fiecăruia.